Bună seara, doamnelor și domnilor! Din nou la ne reauzim la sfârșitul săptămânii. Omul de lângă tine este mereu alături de tine. În această seară, alături de mine este domnul Ioan Temneanu, face parte din organizația PNL Petrila. Și pe această cale vreau să-i spun bună seara și pentru început vreau să ne spună puțin cum este vremea, pentru că vine de la 7 km. Bună seara dumneavoastră, ascultătorilor și telespectatorilor dumneavoastră. Plouă ca în luna aprilie, afară. Vă așteptam să ningă, dar vremea ne joacă peste. Suntem la sfârșit de ianuarie și paradoxal nu avem zăpadă afară. Vi se pare normal? Sau? Nu, cred că... cu ghilimele de rigoare, vremea așa s-a dat un pic peste cap, a luat un pic razna și dacă noi nu ne dorim foarte mult zăpadă, copiii sau cei mici își doresc din plin zăpadă și numai de zăpadă n-am avut parte iarna asta. Da, dragi telespectatori, în această după-amiază sau în această seară încercăm să aflăm cu toții dacă va cădea guvernul, dacă vor exista cele două tururi și multe altele. Asta rămâne doar să ne spună domnul Ioan Temneanu datorită faptului că vine din partea organizației PNL Petrila. Și pentru început aș vrea să-l întreb și nu vreau să stresez, cum stresez eu invitații cu primele întrebări puțin mai wow. Și atunci aș vrea să-l întreb, vor exista două tururi pentru alegerile primarilor? Da, eu cred că marea majoritate a partidelor politice, partidele și parlamentare și neparlamentare, își doresc ca pentru alegerile locale să existe două tururi. Din păcate, decizia este a Parlamentului și în Parlament există încă o majoritate sau există posibilitatea de a se crea majorități în funcție de interesele fiecărei formațiuni politice din Parlament pentru a vota sau nu cele două tururi, adică modificarea legii electorale și alegerile locale din 2020 să se desfășoare în două tururi. Eu personal mi-aș dori ca alegerile să se desfășoare în două tururi, alegerile pentru funcția de primar din toate localitățile României, dar am așa niște rețineri că până la urmă se va concretiza lucrul ăsta. Da. Deci o ipoteză, o părere, o opinie încă nu ați avea. Sau da, ce v-ați dori măcar? Eu v-am spus, mi-aș dori ca alegerile primarilor în anul 2020 să aibă loc în două tururi. Eu sper ca cei care vor lua decizia să, și au puterea să ia această decizie, să facă ceea ce trebuie, pentru că alegerea în două tururi, din punctul meu de vedere, înseamnă un pas înainte. Da, un pas înainte și înseamnă scăpăm de culoarea roșie. Mai multă democrație și dă posibilitatea celor care până la urmă își aleg edilul în fiecare localitate din țară să discute de la turul 1 la turul 2 și să aleagă un număr mai mare de voturi pe cel care în următoarea legislatură îl numesc să îi reprezinte, să le rezolve problemele în comunitate și să fie alături de cei care până la urmă aleg. Alegerile în primul tur, statistica din anul 2016, că sunt multe localități în România în care primarii au fost aleși un număr sau cu un procent foarte mic din numărul total de alegători. Să ai procente de 9, 13, 15, până în 30% din numărul total de alegători și să ajungi primar într-o localitate din România, eu cred că nu este cel mai reprezentativ personaj care ar fi putut ocupa această funcție. Da.
Ce ne puteți spune despre pensii? Vedeți dumneavoastră, unii spun că s-a modificat legea pensii, alții spun că se vor modifica legea, alții spun că se vor mări pensiile, alții au spus că nu se vor mări pensiile, fel și fel de fake news-uri și știri și vorbe. Cei care se ocupă de dezinformările astea din momentul noiembrie 2019 sunt cei care au fost la guvernare de 7 ani de zile, respectiv PSD-ul, și care... Cum 7 ani de zile? Că sunt de-abia de 3 ani. Nu, ei sunt în 2012 la guvernare, cu o pauză de un an, în care a fost guvernul Cioloș. Da. Păi da, dar guvernul Cioloș nu face parte din guvernul. Guvernul Cioloș a fost... Este un partid de dreapta. A fost un guvern, nu, guvernul Cioloș, sau Cioloș ca premier, a fost... Tehnocrat a format... Tehnocrat. Corect. Da, dar acum face parte din partid de dreapta. Nu discutăm ce face acum. Eu vorbesc despre momentul 2015, când din 2012 în 2015 țara a fost condusă de PSD prin domnul Victor Ponta, nu? Greșesc? Cred că nu greșesc. Da. Pe urmă a fost acest guvern tehnocrat, care un an de zile practic au pregătit alegerile din 2016, iar din 2016 până la finele 2019 din nou PSD-ul a condus România. Una peste alta, 7 ani, ținând cont că și acel an 2015 a avut PSD o majoritate parlamentară care nu a permis guvernului Cioloș să facă prea multe în acea perioadă de un an de zile. Pensiile. Discutăm de pensii și cred că lumea sau cei care sunt cât de cât oameni cu scaunul la cap, n-ar trebui să se îngrijoreze și n-ar trebui să-și facă probleme din punctul ăsta de vedere. Sunt pe toate canalele, toată lumea a transmis de la bugetul pentru anul 2020 că sunt prinse sumele pentru pensionat, pentru plata pensiilor în anul 2020 potrivit legislației în vigoare. Asta înseamnă o majorare a punctului de pensie începând cu 1 septembrie 2020 cu 40%. De aici, dacă vrei să dezinformezi, dacă vrei să creezi neliniște haos între cei 5 milioane de pensionari, este simplu să apari săptămânal sau de 2 sau de 10 ori pe săptămână cu dezinformări de genul, nu au bani, nu vor da, nu vor acorda, n-au ce să facă, vedeți că nu fac aia, nu fac cealaltă. Poate asta este o soluție să vă discrediteze. Da, bineînțeles. Prin orice mijloace, PSD-ul asta încearcă. Despre pensii, eu cred că s-au exprimat și au spus cât se poate de clar toți actorii politici principali din România, din momentul acesta, vorbesc de premierul României, vorbesc de ministrul de resort, vorbesc de președintele României, care au confirmat și au spus cu subiect și predicat că pensiile vor fi, legea pensiilor va fi respectată și că există bani în bugetul de stat pe anul 2020 pentru plata pensiilor cu majorările prevăzute cu data de 1 septembrie. De asta zic. Restul sunt subiecte false create de cei de la PSD pentru a impresiona oamenii și pentru a le distrage atenția de la cu totul și cu totul. Oare nu veni și noastră cumva din partea partidului PSD? Nu. Eu, așa vorbea lumea pe rețelele de socializare. Eu când am făcut pasul spre politică, l-am făcut într-adevăr în această formațiune, în Partidul Social Democrat, dar l-am făcut crezând în echipa Partidului Social Democrat din Petrița. Să nu spuneți și noastră că și între dumneavoastră a fost un divorț, cum a fost între domnul Rusu și mulți alții. Nu știu. Eu vreau să cu domnul Bobar. Da. Domnul Bobar a exclus câteva persoane. Și este în Partidul Social Democrat în Petrița, da, și eu sunt unul dintre cei care
Deci să înțeleg că trei persoane au fost și eu sunt unul dintre cei care n-am acceptat propunerile domnului Bobar. Mi s-a părut că panta și derapajele la care spre care se ducea direcția PSD-ului din Petrila nu mă caracterizează. Eu am crezut în echipă, în oamenii care au existat în PSD și ăsta este motivul pentru care am făcut acest pas atunci. M-am repliat și am găsit o echipă care, în care se poate discuta, în care ești ascultat, în care părerile sunt ascultate, în care și tu, și același lucru l-am făcut de fiecare dată și în PSD, trebuie să asculți pe alții. Și este o echipă în PNL, de asta am ajuns în Partidul Național Liberal, este o echipă unde mă simt confortabil, unde sunt niște oameni extraordinari, unde putem și lucrăm, unde avem discuții, avem dezbateri, avem opinii, păreri și unde nu există condiționări și condiții pe care să ți le pună președintele partidului sau cei din conducerea Partidului Național Liberal din Petrila. Echipa este extraordinară, este o echipă în care atmosfera este de lucru, de colaborare și unde se ține cont de părerea oricărui membru PNL din Petrila. Ideile le adunăm, le strângem, ideile vin de cele mai multe ori, ideile bune pentru oraș și pentru ceea ce trebuie făcut de la oamenii simpli care trăiesc în Petrila și care au probleme pe care de multe ori noi nu le observăm. Da. Și să înțeleg că n-a stat mult în acel partid. Ba da, am stat în PSD, am stat 4 ani de zile. Da. Da. Și am făcut atunci echipă, v-am spus domnul Răscolean, domnul Mitru Răscolean, pentru că am stimă și considerație în continuare. Noi suntem cei care, hai să zicem, cel puțin așa consideram atunci, că dădeam valoare și greutate acestui partid. Domnul Bobar a reușit să domine, să se facă plăcut de către cei care conduc PSD-ul, l-au condus și atunci. Cred că l-a spus și domnul, și pe domnul Rusu. Da, cum să nu. Și dumnealui Gheorghe Rusu. Da, ne-a cerut. Și a fost și Gheorghe Boantă. Da, da, da. Amândouă personaje au avut probleme cu domnul Bobar și cred că și dumneavoastră. Probleme. Și mulți alții. N-am reușit să facem, cu ghilimelele de rigoare, n-am reușit să faceți ce vă impunea. Ce trebuia sau ce credea dumnealui că este bine. Nu. Da. Dumnealui are o gândire. Nu, că trebuia să descălci puțin și problema asta. Nu este fiecare. Nu. Eu, spre exemplu, n-am subscris la momentul ăla. A fost o schimbare așa bruscă de atitudine a domnului Bobar față de ceea ce se întâmplase între noi sau în relația dintre noi până la momentul acela. Iar eu, la momentul acela, că despre asta este vorba, mi s-a pus în vedere să merg cu el mai departe, să-l tratez pe Mitru Răscolean, lucru pe care nu l-am putut face. Iar în condițiile astea am preferat să fiu marginalizat, lăsat deoparte, m-am repliat și m-am obișnuit cu gândul că ăsta sunt oameni care te mai înșeală de multe ori și chiar dacă crezi că îi cunoști foarte bine, de multe ori te mai înșeli. Sau, mă rog, nu știu. Oricum, n-aș vrea să discut prea mult pentru că eu personal, credeți-mă că n-am pierdut nimic din faptul că nu mai sunt în echipa domnului Bobar și chiar... Bine, am înțeles. Esența este că am primit niște informații și vreau să le dizolv. Da, sunt extrem de liniștit și mi-e bine. Cu Gheorghe Rusu, da, am colaborat. Da, colaborăm și acum. Un om de toată isprava. Ne-am înțeles bine și atunci, ne înțelegem bine și acum.
cu Mitu Răsculeancu la fel, cu Gheorghe Boantă suntem colegi în PNL, în Consiliul Local, consilier local. Da, deci și mai sunt multe alte persoane. Da, felicitări! Nu cred că... Haideți să trecem puțin mai departe și când spun să trecem puțin mai departe, chiar vom trece. Vedeți, din informațiile care le-am primit, minele încep să se închidă. O parte dintre mine s-au închis. Acum eu vă întreb, se va închide mina Lonea? Pentru că ați intrat la guvernare. Se tot vorbește că se va închide. Da, e greu de schimbat ceva cu privire la soarta minei Lonea în anul 2020. Din nefericire, și cred eu că am spus și data trecută la dumneavoastră în emisiune, soarta minei Lonea a fost tranșată de cei care au condus destinele mineritului din Valea Jiului în ultimii 7 ani, și n-are rost să mă repet, e vorba de Partidul Social. Ei, prin conducătorii pe care i-au numit la mina Lonea, au ajuns ca o mină care are o rezervă... Să înțeleagă telespectatorii, fostul guvern PSD, să înțeleg că a fost o proastă guvernare. În ceea ce privește... Manageriat. În ceea ce privește mina Lonea, vă spun cu toată convingerea că au gestionat cât se poate de rău situația de la mina Lonea și au adus mina în situația actuală în care este pe un program de închidere și mina va fi închisă cel târziu până în anul 2027. Deci asta este realitatea de la mina Lonea. Mina Lonea putea și din datele pe care eu le cunosc la momentul la care eram în interiorul Companiei Naționale a Oilei, toate unitățile miniere, da? Mina Lonea era una și a fost și sunt arhivele, pot demonstra ceea ce afirm eu. Mina Lonea a fost una dintre minele care a avut întotdeauna performanțe bune și foarte bune dintre minele din cadrul Valea Jiului. Da. Și paradoxal, după 5 ani de numiți directori, conducători la mina Lonea, în care nimeni nu s-a preocupat de viitorul minei, da? Cei care au fost numiți nu s-au preocupat de viitorul minei Lonea, s-a ajuns să tragă linie, rezultatele economico-financiare să ajungă să fie dezastruoase, situația locurilor de muncă sub orice imaginație a unui tehnician specialist în minerit, iar în condițiile astea, mina Lonea împreună cu mina Lupeni, la fel de nefericit ca și mina Lupeni, sunt cele două mine. Acum pe un program de închidere. Sunt cele două mine care au fost trecute pe program de închidere și soarta lor este greu de a fi schimbată, de a fi modificată, pentru că sunt și avize de la Uniunea Europeană și practic ăsta este și motivul pentru care ele au primit ajutor de stat, fiind pe program de închidere. Și e greu ca cineva să intervină. Dacă cineva povestește că se va schimba ceva... Deci treaba este consumată. Da, este consumată. Sunt iarăși minciuni sau povești, așa, nu știu, pe cine să impresioneze, să spui că măi, guvernul liberal va schimba soarta minei Lonea. Eu nu cred în lucrul ăsta și din nefericire v-am spus, poate vom fi și noi capabili, noi, cei care, sau cei care sunt încă astăzi în sistem, să facă niște sesizări, să facă niște întrebări, să facă niște plângeri la fund. Unde? Nu știu, spre exemplu la Ministerul Economiei. Și să ceară niște... Păi și ăla n-o fi un minister corupt. Nu știu cum este, dar să ceară niște controle, să ceară niște anchete, cel puțin din partea Ministerului, prin corpul de control, în care să afle și cei care încă lucrează la mina Lonea și cei care au lucrat și care au ieșit din sistem, care sunt motivele pentru care această mină a intrat dintr-o mină, s-a schimbat așa de la un an la altul, da? Dintr-o mină cu performanțe, da? În mineritul din Valea Jiului, a trecut la o mină
cu niște rezultate dezastruoase, da? Și a fost nevoită conducerea complexului energetic să o treacă pe programul de închidere. Sunt oameni care ar trebui să răspundă, dar cum ne-am obișnuit ca nimeni să nu răspundă, să facem lucrurile cât se poate de rău și să nu fie nimeni tras la răspundere, ne-am obișnuit ca să fim numiți pe anumite funcții și de acolo politic. De acolo nu contează ce facem, cum facem, pentru că știm că nu va exista nicio răspundere atât timp cât politicul ne-a numit, politicul ne va ține și spatele. Și pentru asta a ajuns Mina Lonea în situația în care a ajuns. Iar cei care lucrează la Mina Lonea sau au lucrat la Mina Lonea îmi dau dreptate, știu că, am dreptate și pot face demersurile de care vă spuneam. Eu personal, dacă aș fi în locul celor care încă sunt astăzi activ la Mina Lonea în sistem, aș face ceea ce v-am spus către minister pentru a se lămuri odată pentru totdeauna de ce a ajuns Mina Lonea în situația în care este. Și atunci va trebui totuși cei care sunt vinovați, cei care până la urmă au gestionat situația mineritului în perioada în care Mina Lonea a mers așa, pe topogan, efectiv s-a dus pe topogan dintr-o mină de top, a ajuns să fie o mină pe închidere. Pentru că rezultatele financiar contabile acolo au dus-o. Da. Da. Deci pentru toți telespectatorii, lucru dovedit, Mina Lonea și Mina Lupeni sunt pe programul de închidere, cum se știe. Da. Este regretabil, dar din păcate este. E realitatea mineritului după 30 de ani de democrație. Realitatea unei zone miniere care în 1990 avea potențial, potențial uman, avea potențial financiar, da? Și care datorită, hai să spunem, celor care au arătat cu degetul cine și cum să conducă destinele mineritului din Valea Jiului, să nu-i mai spun politicului, a ajuns după 30 de ani să fie în situația în care este astăzi. Deci vina, în proporție de 90%, este a celor care au condus România din 1990 până astăzi. Da. Și tonul l-au dat, știm cine, FSN, PSD, PDS și așa mai departe. Deci ei au dat tonul, ei au făcut numiri de sus până jos, periodic, schimbându-și garniturile de conducători la unitățile miniere și în condițiile în care au numit oameni care n-au fost interesați sau care n-au fost sprijiniți și ajutați să facă ceva, s-a ajuns cu mineritul în situația în care s-a ajuns. Și v-am spus, este regretabil pentru că exista atâta potențial uman, specialiști și mineri și electricieni și lăcătuși, oameni destoinici în Valea Jiului, la minele din Valea Jiului, oameni de toate isprava au lucrat și mai lucrează încă, dovadă că cei care au ieșit din minerit cu plăți compensatorii sau cu condiții de pensie sau pensionat, sunt oameni care și-au găsit întrebuințare pe plan local, că au plecat în străinătate să-și găsească de lucru și câștigă bani frumoși, da? Pentru că sunt oameni pricepuți și destoinici. Dar politicul din România n-a dorit altceva decât să mulgă din acest combinat minier cât s-a putut de mult. Și pentru asta a numit politic conducători care n-au făcut altceva decât ceea ce v-am spus înainte. Da. Au jefuit mineritul și minele din Valea Jiului. Da. Când ați fost în emisiunea anterioară, discutasem puțin despre prețuri. Cu această ocazie că v-am prins iară în platou, țin să vă întreb. Și telespectatorii trebuie să înțeleagă. Cum vedeți dumneavoastră? Deci cum vedeți dumneavoastră prețul la apă, cât și la
gunoaie. Prețul atât la apă cât și la gunoi, deci pentru locuitorii Voivojiului, este un preț nejustificat de mare. Este o părere personală, este o părere și a organizației PNL Petrila. Am banalizat și am dezbătut și noi într-una din, și nu numai într-una, mai multe rânduri în ședințele biroului. Care credeți dumneavoastră că trebuie să fie prețul corect, atât la apă cât și la gunoi? Păi, ținând cont de situația localităților din Valea Jiului. Sau situația economică. Nu, de situația localităților și ținând cont de sursa sau sursele de apă potabilă, eu cred că prețul apei potabile în Valea Jiului ar trebui să fie la cel mult 50% din valoarea actualului preț. Iar despre noi ce să spun? Cred că m-am exprimat și în emisiunea de data trecută. Faptul că nu reușești ca edil să faci ceva, să valorifici cumva din gunoiul care îl colectezi de la populație, ca prețul pentru cetățean să fie scăzut, tocmai pentru că tu valorifici selectând gunoiul, este un dezinteres față de cetățean și lucrul ăsta ar trebui să se schimbe, să se modifice. Eu cred că oamenii nu trebuie doar să plătească, oamenii trebuie ajutați și învățați să selecteze gunoiul ca să putem valorifica sau să poată fi valorificat din gunoi ceea ce are valoare. Și să rămână ca și cantitate. Spreți-mi o strategie. Noi sau nu aveți la ora actuală? Noi avem o strategie, dar nu cred că este momentul să vă spun. Atât v-am spus, deci în mare. Și lucrul ăsta sperăm că după ce vom câștiga alegerile locale anul acesta, să-l implementăm în orașul Petrila. Și este una din problemele pe care dorim să le aducem cu îmbunătățiri pentru locuitorii Petrilei și, bineînțeles, cu bani mai puțin plătiți pe metru cub de gunoi. Că până la urmă, repetam, vă spuneam data trecută și repet, dacă conduce orașul și cetățeanul plătește utilitățile la tarife scăzute sau chiar deloc, atunci ești un edil bun. Dar dacă tu an de an vii în fața locuitorului pe care te-a ales, pe care îl reprezinți și îi mai pui un leu în plus la toate aceste utilități, atunci eu cred că alegătorul nu are motive să mai pună ștampila pe tine. Și în situația asta suntem. Eu cred că oamenii trebuie să aleagă și vor alege. Dar prețul la apă nu s-a scumpit datorită faptului că există niște proiecte în derulare. Sunt proiecte în derulare, dar eu personal cred că mai sunt și alte cheltuieli care fac ca prețul apei să crească, să fie așa de mare. Și va mai crește, am înțeles. Nu vorbesc de acele proiecte și acele lucrări care s-au făcut în toată Valea Jiului, lucrări aferente rețelei de apă potabilă și inclusiv a rețelei de canalizare. Da, au fost niște proiecte oarecum prezentate, dar până la urmă eu nu sunt convins că prețul apei trebuie să fie așa de mare. Da. Și sunt sigur și v-am spus, eu cred că prețul poate fi redus. Vă mai spun ceva. Sunt momente, sunt situații în care observăm fiecare dintre noi anumite scurgeri de apă pe raza orașelor Voivojiului. Păi da, dar intră în portofelul cetățeanului. Nu, care nu intră pentru că nu sunt contorizate. Tocmai despre asta e vorba. Atât timp cât săptămâni întregi sau ban într-o parte, ban alta,
sunt scurgeri de apă care nu afectează deloc bugetul celor de la APASER, da? Eu cred că există sursă de apă și am putea să dăm apă locuitorilor pe localităților din Valea Jiului la preț mult mai mic. Dar pentru asta toată lumea trebuie să își dorească lucrul ăsta, vorbesc de fiecare edil de la est la vest, da? Și împreună să găsească soluții, să întrebe pe cei care până la urmă sunt finanțați de locuitorii Văii Jiului dacă nu există posibilitatea de a reduce tariful la apă. Dar cum nimeni nu îi întreabă, atunci ei funcționează pe principiile unei societăți comerciale și firesc că au cheltuieli care poate nu sunt justificate de fiecare dată și dacă ai reduce cheltuielile alea, poate s-ar mai reduce și prețul la apă. Au poate, nu știu, personal mai mult decât e necesar, care produce cheltuieli și atunci la fel, reducând din cheltuielile astea, s-ar reduce și prețul la apă. Dar dacă tot există varianta asta de a pune câte un leu în plus la tariful de pe metru cub la apă și cetățeanul să plătească, nu este nicio problemă. De asta vă spuneam și vă dau exemplul ăsta care este cât se poate de plastic. Dacă cineva nu își plătește, nu știu, 2-3 luni de zile apa are penalizări. Are și penalizări și până la urmă este debranșat. Da, da. Și pe urmă se plătesc branșări, de rebranșări și așa mai departe. Dar acele spărturi care există pe rețelele de apă potabilă și care nu sunt contorizate, alea sunt din același bazin hidrografic. Înțelegeți? Dar alea nu încurcă pe nimeni cu nimic. Da? Sunt de acolo de unde luăm și noi, care n-am plătit din terțe motive 2-3 luni apa, pe noi ne debranșează, dar găurile nu ne repară. Da. Dragi telespectatori, rămâneți alături de noi. După un scurt moment publicitar veți afla cine va fi viitorul primar și ce se va întâmpla cu orașul Petrila în următorii 4 ani. Rămâneți alături de noi!
Dacă simțiți miros de gaz pe stradă, rămâneți calmi. Nu aprindeți chibrituri, brichete sau alte surse de foc. Apelați imediat numărul de urgență al operatorului local de gaze naturale. Dacă în casa dumneavoastră simțiți miros de gaz, problema poate fi de la aragaz, centrala termică sau soba de teracotă pe gaz. Rămâneți calmi. Deschideți ferestrele și ușile pentru aerisire. Nu aprindeți chibrituri, brichete sau alte surse de foc și nu utilizați instalația electrică. Părăsiți încăperea sau clădirea și apelați imediat din exterior numărul de urgență al operatorului local de gaze naturale. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Ministerul Afacerilor Interne cu sprijinul E.ON România. Să nu fii. Instalează-ți detectoare de gaz și incendiu. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul E.ON România și Delgaz Grid. Da, dragi telespectatori, am revenit. Din fericire sau nefericire, pauza nu ține foarte mult, nici nu vrem să vă plictisim, nici emisiunea nu mai are mult și va lua sfârșit. Dar, cum spuneam, trebuie să aflăm dacă se va schimba primarul la primăria orașului Petrila, pentru că primăria nu se va schimba. Tot acolo rămâne și nimeni nu o zugrăvește. Cum vedeți orașul Petrila în următorii 4 ani? Da, e o întrebare la care sperăm. Și ați putea să ne spuneți un pic despre sondajele făcute de voi? Sperăm de voi. Că vom putea, PNL-ul, organizația PNL Petrila, vom putea să dăm răspuns și să și contribuim din plin, adică să avem majoritatea în Consiliul Local și să avem primarul din partea PNL la Petrila anul 2020 pentru a putea face în următorii 4 ani ceea ce nu s-a făcut în orașul Petrila în ultimii 4 ani de zile. Sunt lucruri multe care puteau fi făcute, s-a făcut extrem de puțin. Și suntem convinși că echipa PNL Petrila are puterea și forța să arate locuitorilor din Petrila ceea ce s-a promis în urmă cu 4 ani, ceea ce s-a realizat și ceea ce dorim noi să facem și să ne dea credit ca în următorii 4 ani de zile să conducem destinele orașului. Alo? Da, vă ascultăm. Da, aș vrea să-l întreb pe domnul Petrianu dacă îi face curată pe ziua de astăzi. Mă refer la curățenia din oraș, la oamenii care sunt nemulțumiți de asfalturile care s-au plas de mântuială. Da. Stați un pic pentru început. Cu cine avem onoarea? Da. Cum vă numiți? Din orașul Petrila. Și vreau să vă zic pe domnul Petrianu dacă îi face cum arată orașul Petrila în ziua de astăzi, curățenia noastră de dorit, pentru unii ce înțelegi pe părerea noastră, a curățenilor din orașul Petrila, nu din partea de sus a Petrilei, asfaltul care s-au dat de mântuială, sunt niște asfaltul care s-au dat așa de mântuială, care se vede foarte durând pe Da, mai aveți altă întrebare? Vreți să intrați într-un dialog cu dânsul? Nu. Multă lume considerează că de fapt pe fila este de a mulți ani de zile tăiată, tăiată în două. De partea de sub a pe fie mă refer și în partea
Da. Vă mulțumim pentru intervenție. Urmăriți emisiunea și vă trimit și răspunsurile. Da. Cum puteți răspunde doamnei? Da, doamna are dreptate. Apropo, chiar acum eu câteva zile am văzut niște muncitori cu butelia la braț asfaltau. Da, astea, mă rog, sunt lucrări care se fac, ei spun că folosesc niște metode prin încălzire pentru a stupa gropile care sunt mai mari și pentru a crea o stare de confort până la momentul la care se poate turna covor asfaltic. Nu asta ar fi problema. Doamna spunea de curățenie și are dreptate. Nu cred că sunt locuitori ai orașului Petrila care să fie mulțumiți de curățenia din oraș, nici la momentul ăsta, nici în urmă cu un an, nici în urmă cu 2 ani, nici în urmă cu 3 ani. Din nefericire, asta este situația. Lucrurile astea noi le-am sesizat și le-am ridicat în atenția executivului de câte ori am avut ocazia, dar sunt firme sau, sincer să vă spun, e așa o trutocămilă cam ceea ce se întâmplă în Petrila. Cei care ridică gunoiul, cei care mătură gunoiul, este o firmă creată de primărie în urmă cu 4 ani de zile, în 2016, imediat după alegerile din 2016, s-a creat o firmă de gospodărie locală, o firmă nouă, cu o cheltuială destul de mare, vorba de vreo 100.000 de lei, pe care primăria, printr-o hotărâre de Consiliu Local, a alocat-o pentru a înființa această firmă nouă, curată, fără datorii, cealaltă intrând în faliment, așa. Dar, de fapt, firma a fost înființată pentru a crea niște posturi de conducere pentru anumite persoane. Și cine sunt cei care sunt curioși, știu la ce mă refer. Au creat acele posturi de stat, au angajat din salariații de la firma cealaltă foarte puțin, majoritatea au rămas pe drumuri, iar la momentul la care discutăm, primăria creează o direcție de gospodărie locală în interiorul primăriei pe care să o coordoneze primarul cu personalitate juridică care să fie acolo sub directa conducerea ta. Nu mai este, pare să, în grațiile primarului nici conducerea de la firma înființată tot de el acum 4 ani de zile. Nu știu ce s-a întâmplat. Acum se înființează și cam în acest sistem s-a lucrat în Petrila și se lucrează. În primărie sunt utilaje pe bani mulți achiziționate, sunt persoane angajate să facă curat la această firmă. Apropo, dacă tot am... Sunt persoane care să facă curat, să strângă gunoiul și așa mai departe. Lucrurile arată într-adevăr rău pe Petrila. Dacă tot am intrat pe subiectul ăsta, ia spuneți-ne puțin despre cum, ce părere aveți despre locurile angajate fictiv. Nu știu, nu vreau să comentez subiecte pe care nu le cunosc. Și să povestesc ce am auzit de la unul de la altul nu stă în caracter. Dar vorbea și spunea doamna, dacă suntem, așa este, nici despre curățenie, nici despre lucrările care s-au făcut în Petrila, puținele lucrări care s-au făcut, sunt făcute destul de șmecherești, așa, cu ghilimelele de rigoare. Și orice lumea, proiect are o fațadă și... Lumea observă lucrul ăsta și eu m-aș bucura dacă la momentul votului lumea a și penalizat ceea ce s-a promis și ceea ce nu s-a făcut în oraș. Asta despre, contează doar dumneavoastră și colegii noastre în campanie să le arătați greșelile. Despre ruptura dintre partea de sus și partea de jos a orașului, despre care amintea doamna, da, este senzația că ar fi. Dar credeți-mă că programul și proiectul pe care noi PNL-ul aveam în 2016 și pe care credem că vom avea posibilitatea să-l implementăm pentru localitățile limitrofe orașului Petrila,
da? Vorbesc de taia cimpa JS. Nu s-a întâmplat în ăștia 4 ani de zile, nu s-a întâmplat nimic spectaculos nici acolo. Din nefericire și din ăsta sunt străzi în Cimpa care sunt neasfaltate, se așteaptă nu știu ce proiecte, sunt anumite... Tocmai noi am fost astăzi pe o stradă la ieșire din Petrila. Sunt zone în care se așteaptă, pentru că primăria a gestionat, și eu personal spun lucrul ăsta și l-am spus de fiecare dată, a gestionat rău fondurile pe care le-a avut la dispoziție. Și tot sau puținul care s-a făcut în cei 4 ani de zile s-a făcut doar pe fonduri primite ori de la guvern, ori pe alte fonduri, da? Cu cheltuieli minime din partea primăriei. Și eu cred că sunt zone și străzi și situații la care ar fi trebuit intervenit cu bani din primărie pentru a rezolva situația creată în acele zone. Nu s-a făcut absolut nimic. Și proiectele care sunt în derulare și care sunt acum în unele dintre ele în stadiu de execuție sau în stadiu final de execuție, sunt proiecte votate, aprobate. Dar câte proiecte au rămas în birou? Votate și aprobate înainte de 2016, sunt proiecte demarate de primarul dinainte de 2016, de domnul Păducel, le-am votat atunci în Consiliu și n-au reușit în cei 4 ani de zile să finalizeze nici măcar ce a fost votat atunci în mandatul lui Păducel, din cauza, n-au reușit să finalizeze. Poate din cauza că au avut un interes să mai stea încă 4 ani la primărie. Nu, eu cred că nu e vorba de interes. Eu cred că au făcut niște promisiuni pe care, da, cu care au reușit. De îndată vom ajunge și la acele promisiuni. Spuneți-ne puțin să vorbim un pic și despre oraș. Când va fi gata acel bazin de not? Da, în anul care? Bazinul de not ar fi trebuit să fie gata cel târziu în 2017. Deci, pentru telespectatorii care ne urmăresc, orașul Petrila trebuia să aibă un bazin de not din anul 2017. Și suntem în anul 2020. Păi și ce s-a așteptat? Sau ce se așteaptă? Păi nu se așteaptă nimic. Nu știu, tot așa... Unii spun că va fi gata. Acum, da, păi anul ăsta sunt alegeri locale și anul ăsta probabil va fi gata bazinul de not. S-au complicat acolo lucrurile puțin, acum dumneavoastră puteți verifica mai multe, s-au complicat lucrurile pe la licitații, nu știu, s-au făcut ceva contestații, n-au fost firme care să se prezinte, până la urmă am înțeles că este o firmă de prin, nu știu, Alexandria, de prin... zona aia care construiește bazinul de not, mă rog, nu am nicio reținere, nicio suspiciune, dar cred eu că lucrurile, dacă erau interesante pentru cei care conduc destinele orașului din 2016 până astăzi când discutăm, ele trebuiau urgentate și finalizate atunci când era termenul de finalizare și nu amânate la nesfârșit până în anul electoral 2020. Da. Ce ne puteți spune despre concursurile ce au avut loc și ce au loc anual la nivel de primărie? Nu știu, n-am urmărit pentru că la primărie și... Pentru că multe concursuri nu sunt anunțate. Asta, de asta zic, n-am urmărit site-ul primăriei cu privire la concursuri. N-am avut niciun interes, nu m-am prezentat la niciun concurs la primărie și nu știu. N-ați vrea să vă angajați din nou în cadrul primăriei? Nu, eu consider că cei care, și e un punct de vedere pe care, la care subscriu, cei care
sunt pensionari, nu au ce căuta în sistemul public de salarizare, adică nu au ce căuta. Eu cred că ar trebui să fac un pas înapoi și să dea posibilitatea celor care sunt tineri și au studii făcute să acceseze posturile care sunt vacante în administrațiile locale. Asta este părerea mea și nu cred că aceiași oameni care sunt înregimentați politic trebuie la nesfârșit că au pensie, că au salari, să continue să încaseze de la stat bani și pensie și așa mai departe. Nu, mi se pare nefiresc și am susținut lucrul ăsta și îl susțin în continuare. Am discutat și cu colegii noștri din Parlament, și ei susțin același lucru și sperăm ca cât de repede problema asta să fie tranșată la nivel național. Nu este normal, vă spun sincer. Nu, ce să... Da, ești apt, consideri că ai multe de dovedit și ăsta... Du-te la orice firmă privată și lucrează până la 100 de ani. Ne puteți spune ceva despre sondajele cele realizate? Da. Cine credeți că va fi noul primar? Eu am convingerea că Păducel... Dacă va fi Curtean. Domnul Păducel va fi viitorul primar. Curtean este sub Păducel, am înțeles. Confirmați? Nu, sau infirmați? Nu. Curtean, nu știu pe unde era prin sondaj. Sau nu era? Era prin sondaj, dar era departe de tot. Nu se vedea. Dar am înțeles că Păducel este primul sondaj. Da, un scor zdrobitor. Este primul sondaj. Vreți să-l faceți public? Este primul. Păi, sau e un secret? Probabil se știe. Nu trebuie să-l fac eu public. Nu l-am făcut. L-am făcut public. Păi vine așa. Nu, eu știu că vine așa. Păducel, Curtean și Jurca. Nu. E total greșit? Eu știu doar că candidatul PNL, Ilie Păducel, pentru fotoliul de primar în orașul Petrean anul 2020, în sondajul pe care, care s-a realizat pe raza orașului Petrila, a avut un scor de aproape 48%. Zdrobitor. În opțiunea cetățenilor din oraș. Asta știu și a fost prezentat de președintele PNL, de domnul deputat Heiuș, nu este un secret și știam lucrul ăsta. Chiar nu ne-a interesat foarte mult pe ce poziție, dar tot așa, la fel de bine, în momentul în care ni s-a prezentat și s-a făcut această analiză acestui sondaj, mi s-a spus de cei doi care sunt în tandem astăzi la primărie, au niște rezultate slabe, incomparabile cu ceea ce se poate datorită faptului că au divorțat. Nu știu dacă au divorțat. Și nu știu ce fac, că până la urmă sunt lucruri care nu mai funcționează deloc. Totuși cineva spunea, până să revin la următoarea întrebare, totuși cineva spunea că va fi o alianță între cei doi și eu tot timpul când spun ceva, spun cu nume, între Curtean și Păducel. Ați vedea dumneavoastră o alianță? Nu cred. Nu cred că va fi o asemenea alianță. La momentul ăsta noi avem desemnat candidatul. Sunt niște speculații. Da, sunt niște speculații. Noi avem desemnat candidatul pentru primărie. Numai puțin. N-am scris noi știre. Nu este okay. Ceva concret. Iar la momentul la care discutăm, Curtean este viceprimar din partea PSD în Petrila. El trebuie să deconteze și el și Jurca față de locuitorii Petrilei tot ce au promis în 2016. Promisiunile, da? Rămân ultimele și să-și îngroapă. Mă îndoiesc că se va mai întâmpla așa. Ce credeți dumneavoastră, ce efect mai are promisiunea de acum 4 ani? Bun, și dacă tot am... Știți care va fi efectul? Cetățenii Petrilei, cei care le-au dat girul prin vot,
și au crezut în promisiunile bine, lor, cum sună... trebuie să realizeze că de fapt au fost mințiți și păcăliți de cei doi indivizi și de toată gașca care este în jurul lor, ca să câștige o majoritate în Consiliul Local, cu care timp de 4 ani de zile au făcut ce au vrut, n-au ținut cont de nicio părere, n-au făcut nicio dezbatere, n-au ținut cont de punctele noastre de vedere, le-au luat în derâdere și așa a funcționat Consiliul Local și așa funcționează și astăzi când discutăm, Consiliul Local în Petrila, indiferent ce problemă am ridicat și ăsta, am fost lăsat să vorbim, iar pe urmă ne-au spus că oricum votul nostru nu contează și noi nu contăm. Deci asta au făcut ei și de asta spun, cetățenii trebuie să știe că promisiunile pe care acești oameni le-au făcut în urmă cu 4 ani de zile, trebuie acum să le prezinte. Și trebuie să le deconteze în fața cetățenilor și să spună de ce i-au mințit că fac 2000 de locuri domne, de muncă. Domne, n-ați văzut că s-a dat crembu și în prag de sărbători? Asta s-a făcut. Sau nu știați, trebuie să vă spun s-au eu. S-au cheltuit bani cu nemiluita. Nu s-a cheltuit, vă spun eu, firma Elit a dat unei asociații crembuș o anumită cantitate, nu vreau să vorbesc pentru că sunt alte organe pe fir, prin acea asociație crembușii au ajuns la domnul Jurca unde a distribuit în orașul Petrila. Ce este greu de înțeles, dar telespectatorii nu vor afla la momentul oportun despre acei crembuși doar după ce procurorii vor face sau îi vor pune sub acuzare. Nu. Locuitorii Petrila nu pot uita că în primul an în care au pus mâna pe această primărie au dat 54 parcă de mii de lei pentru o cântăreață, pentru un spectacol de 40 de minute sau de 50 de minute. Spuneți-mi dumneavoastră, este normal lucrul ăsta într-un oraș în care ai oameni care n-au acoperiș deasupra capului, într-un oraș unde tu nu ai gaz în toate zonele orașului, într-un oraș unde încă sunt străzi pline de noroi și nu este canalizare trasă, iar tu dai 54 de mii de lei la o cântăreată și pe urmă... Și ce să mai spun eu despre străzile neasfaltate care nu mai rămas? Spui senin că da, asta au vrut petrilenii. Nu cred că și-au dorit petrilenii să cheltuiască suma asta de bani cu o artistă. Hai să fim serioși. Da. Astea sunt lucrurile pe care petrilenii și spuneți-mi atunci... Să și le amintească. Da, spuneți-mi atunci dumneavoastră că sunteți singurul om care sunteți în măsură să ne spuneți. Și nu uitați, dragi telespectatori, săptămâna viitoare, vineri, alături de mine în platou este viitorul primar. Așa, v-am spus-o în premieră, pentru că nici nu trebuia să o spun, dar am spus-o, nici nu știați. Știați, nu știați? Nu. Bun, actualul primar a promis 2000 de locuri de muncă. Au existat acele locuri de muncă? Acum întrebarea este, adică a promis 2000 de locuri de muncă, ok. Întrebarea este, au existat acele 2000 de locuri de muncă? Bun. A doua întrebare, a promis că vor veni investitori. Întrebarea este, acei investitori au schimbat ceva, au adus bani la buget? Răspundeți-mi. Telespectatorilor. Telespectatorii, adică locuitorii Petrilei, știu lucrul ăsta. Nu s-a creat niciun loc de muncă. Și nu să vorbim, nu uite, a spus că dacă nu se vor crea cele 2000 de locuri de muncă, își vor da demisia. Nu vorbim de 2000 de locuri de muncă. Deci astea au fost niște minciuni sfruntate cu care au păcălit cetățenii Petrilei și au primit voturi în 2016. Iar cetățenii, asta repet și spun în emisiunea la dumneavoastră, cetățenii trebuie să-și amintească exact pentru ce i-au votat și de data asta să nu mai facă greșeala pe care au făcut-o. Poate i-au votat, domne, pentru crembu și de sărbători. Poate ori fi și locuitori în Petrila care se bucură de un pahar de șampanie într-un pahar de unică folosință pe care primarul... Poate am să aud până în campanie că și organizează PNL Petrila va da whisky. Nu există așa ceva. Nu pot să fac iluzii? Noi avem lucruri... Dați-mi voie să fac și eu niște iluzii. Da, noi avem lucruri concrete pe care le promitem și le vom promite așa cum le-am promis și în 2016 petrilenilor și care
n-au avut încredere în noi. Sper ca de data asta să aibă încredere în promisiunile noastre și nu venim cu promisiuni nerealizabile. Nu. Au promis 2000 de locuri de muncă și au promis o târlă întreagă, o gașcă întreagă cu ghilimele de rigoare de investitori în Petrila. Mi-amintesc de emisiunile la care erau cei doi, primarul și viceprimarul, și era expresia renumită: vin chinezii să investească în Petrila, vă spunem în premieră, n-am vrut să vă spunem, dar e ultima emisiune și chinezii vor, primarul și viceprimarul. Vreți să vă spunem în premieră? Juca. Este lucru care i-a determinat pe mulți petrileni să pună ștampila pe ei zicând și mergând pe principiul: măi, nu vor face 2000 de locuri de muncă, dar vor face poate acolo 1000 cel puțin. Și au bătut joc de ei și de iluziile. Dar vreți să vă spun eu în premieră? Vă rog. Pentru campanie sunt pregătite acele tablițe cu străzile din orașul Petrila, Lonia și așa mai departe, unde vor fi montate în perioada campaniei. Și vor veni chinezii. Păi, dar și nu vor veni și belvețieni. Păi nu, stați puțin să vă mai spun, că n-am terminat. Până vom intra în perioada alegerilor, se va asfalta orașul Petrila. Of, lăsați-mă în pace. Este o gogoașă sau... Lăsați-mă în pace. Oricum, nu cred și eu n-am crezut o clipă, nimic din ce au spus. Păi, dar n-aș ști ce spune lumea pe rețelele de socializare. Le spuneam cunoștințelor și prietenilor mei din Petrila că nu se poate, este o utopie ce promit oamenii ăștia, că sunt numai minciuni sfruntate și că se vor convinge, și într-adevăr s-au convins majoritatea. Mesajul dumneavoastră pentru telespectatori? Să aibă încredere în echipa PNL Petrila, să aibă încredere în candidatul pe care PNL Petrila îl propune pentru alegerile locale din anul 2020, în domnul Ilie Păducel, și să fie convinși că ceea ce vom promite în campanie electorală vom și face pentru orașul Petrila și pentru locuitorii orașului Petrila. O să vedeți programul Partidului Național Liberal. Sper că nu ne dezamăgiți din nou promisiuni. Care este un program realist și care va fi în folosul orașului Petrila, în folosul locuitorilor, copiilor și pensionarilor din Petrila. Să aibă încredere în noi, pentru că vom face exact ceea ce vom promite. Dragi telespectatori, nu trebuie să ne uităm în gura candidatului, ci doar să votăm pentru o țară mai rea ca afară. Ăsta este sloganul alegerilor. Voi știți ce vreți să votați, nu suntem nici în perioada campaniei, era un mesaj, dar eu pot să-mi exprim punctul de vedere sau pot să-mi spun durerea. Absolut. Nu mi se pare normal, a fost și anul trecut în noiembrie, octombrie, noiembrie, chiar și undeva prin decembrie, chiar și acum în ianuarie, la sfârșitul lui ianuarie, cu butelia în brațe, cu lopețile, cu pârlitorul și reparăm gropile, pentru că peste 2-3 luni radiografia din nou se repetă. Deci da. Peste 2 luni radiografia se repetă. Și eu vă întreb pe dumneavoastră de spectatori și pe dumneavoastră, domnule Temneanu, din banii cui se întâmplă? Din banii cetățenilor. Și vi se pare normal? Nu. Sunt anomalii care ar trebui să dispară odată pentru totdeauna. Sunt lucruri, e o risipă de bani publici care ar trebui stopată și oamenii ar trebui să fie mai insistenți. Cei care pun ștampila și votează, nu doar la momentul votului. Și pe parcursul celor 4 ani de mandat ar trebui să-l tragă de mânecă pe cel pe care l-a ales, să-l întrebe de ce nu face aia și de ce face cealaltă. Da. Dragi telespectatori, în această seară alături de mine a fost Ioan Temneanu din partea organizației PNL Petrila. Toate cele bune, să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare. Și nu uitați încă o dată, în premieră săptămâna viitoare alături de mine este domnul Păducel, noul primar. Toate cele bune! Mulțumesc.